Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou clip de această dată. Avem un invitat special, mai exact noul iconic skin. Vreau să spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre skinul ăsta, dacă vă place, da sau nu, ce outfit i-am făcut eu. Mai exact, gliderul ăsta roșu, backbling-ul ăsta, așa cu lama asta de cristal, dacă vi se pare destul de mișto. Cred că arată destul de bine. Bine, o altă variantă ar fi fost backbling-ul ăla de la Ice King. Din sezonul trecut arăta tot la fel foarte șmecher, dar asta abia am primit-o și arată și asta bine pe iconic. Și vreau să vă zic în acest clip că am primit o grămadă de mesaje că am început să-l copiez pe Mitsu, guys. De ce credeți? Pentru că îi folosesc skin-ul. Pentru că mă joc cu iconic. Deci când am mai stat eram gen, frate, pe bune. Deci nu mai am voie. Ce să iau, ce să iau? Să iau... Cred că o să iau la 11. Așa. Așa. Deci nu mai are voie omul să folosească niciun skin pe care îl folosește un alt YouTuber, pentru că îl copiază, frate, mai nu. Chiar nu mi se pare că are logică deloc. Gen... Asta este primul argument. Al doilea argument... Chiar dacă nu contează, eu am fost primul care a făcut un live cu iconic și lumea îmi zice că eu l-am copiat pe Mitsu. Dar gen, chiar nu are legătură, că gen, nu poți să zici că ai copiat un om doar pentru că te joci cu un skin care oricum poate să-l aibă toată lumea și nu ca și cum ai fi copiat. Deci pe bune, mi se pare o prostie cine a zis chestia asta și am primit mesajele astea. Eram gen, pe bune, cât IQ ai pe minus? Nu știu, pe bune, chiar mi s-a părut amuzant în același timp și trist. Hai să ne concentrăm acum pe meci, pentru că nu mai ce am venit și acum de la liceu și vreau să-mi iasă un win, neapărat primul win cu skin-ul ăsta. Vreau neapărat să-l fac cât mai bine, să am cât mai multe kill-uri, așa că unde sunteți, mai nebunilor? Trebuie să fie lumea în jutel, nu-i așa? Hello? Bă, avionul a trecut așa, gen, cam așa, parcă. So... Unde sunteți? Ce este aici? Damn. Hai mă că am tras, n-am atras pe nimeni că am tras. Pe aici nu e luptat deloc. Pe bune că... Opa! Un semn de viață. Că cineva a fost pe aici. Oare acum cât timp a fost pe aici? Asta ar fi o întrebare bună. Opa, băiatul, băiatul. Ai, am dat un hit. Sunt fericit acum. Salut, frate, eu nu știu ce voi să faci aici, voi te credeai în PUBG să te ascunzi, habar n-am. Dar noi să ne continuăm treaba, avem aici un chest. Și o altă chestie pe care mulți dintre voi m-ați întrebat este când o să postez clipul de review la E10+. Și v-am zis și în clipul anterior, o să-l postez atunci când o să știu aproximativ tot despre telefon și când o să am timp. Așa că stai Jeana pe canal, apăsați clopoțelul și așa când apare, apare. Ok, guys? Dar trebuie să dați pe butonul de like la camera test. Trebuie să se facă neapărat 1500 de like-uri ca să postez, ok, guys? Deci dați acolo pe butonul de like la camera test ca să se facă 1500 de like-uri plus, ok? Cam acum cred că sunt 500 de like-uri cam așa, deci încă 1000 de like-uri nu ar fi chiar de greu, și încă la unboxing, în momentul de față avem 3500. Așa că dacă vreți... Aia e default. Nubi bubi. Nu-mi da hit, nu-mi da hit. Mamă. Mamă, mamă. Am tras puțin pe lângă. Big aici, nu am ce face cu el. Hai să luăm ăsta. Pecăm la limbare. O luăm spre nord.
Hai că mergem într-o bășină de asta. Și... dă-i! Really? Hai că n-am mers mult. Ridică de mai sus, mă. Așa. Trebuie să merg acolo, că aparent acolo sus nu ajung. Unde mai e o de asta, ca să mă duc mai sus? Uite, acolo mai e. Mă să ne plimbăm așa până dăm de player, cred, ar fi o idee destul de bună. Uite unul acolo. Am văzut playerul ăla, dar nu vedem ce face. Nu văd pe niciunul așa mai pierdut în spațiu. Hai, trebuie să băgăm și emote-ul, că nu v-am arătat pe clip emote-ul deloc, așa că hai să aterizăm undeva, hai să vă bag și emote-ul. Hai să luăm asta, ce pot să zic. Un heavy sniper, hai că-l iau, e bun. Am deslocat. Ok, și uitați emote-ul. Sau, deci sincer, cred că emote-urile mele preferate din jocul ăsta este ăsta. Și ăsta. După mai vine ăsta, ăsta. Și asta e Caterinca. Îmi place mult. Deci am și, mi-am pus și bani pentru scenariu. Și ăsta. Hai mă, unde sunteți vă băiți? Că nu vă găsesc, mă. Ne uităm, avem o panoramă destul de mișto de aici. Dar nu văd pe nimeni, ne au luat, ne luăm damage ca ne nabi. Ce facem? Opa! Trebuie să spune că și-a damage. Dar nu am... nu am primit eu kill-ul. Glumești cu mine, mă? Hai de frate, dar eu i-am distrus capsula, Fortnite, nu vreau eu kill-ul, îmi doare capul, trebuie să am 3 kill-uri acum. Fortnite e scammer, așa, dar Epic Games nu e frumos, chiar nu e frumos. Teoretic trebuie să fie kill-ul meu. Și era simplu de dat seama, că eu am tras ultima dată în el și am tras foarte recent. Și eu i-am distrus aia care a cauzat să și ia falling damage. Creier! Nu știu. Where? Unde e omul? A tras de acolo, da. Ok, ăla nu știu de ce nu construia. Probabil nu aveam materiale. Și de ce n-am tras cu sniper? Am uitat că am sniper. Unde mai sunt ăștia? Că ăla nu era ăla care a fugit. Cred. Băi, ele cred că o să mă duc să lutez pe ăla. Pe aici e lootat, așa că nu mai are, o să mai pierd timpul pe aici. Hai să încercăm să vedem ce avea ăla. Să mă uit cu sniper-ul.
So, ce aveai tu, boss? Absolut nimic folositor. Ce tare. Unde mai sunt, frate, playeri? Player, playeraș. Oricum, guys, vreau să mulțumesc tuturor care ați folosit codul Andrei Room Shop și dacă îl folosiți, nu uitați să filmați, să-mi trimiteți filmările pe Instagram ca să vă pot da ad. Hai, mă! De ce vă plecați toți, mă? De ce vreți toți să plecați? Nu vrea niciunul să o dea cu mine. Am văzut iconic ce? Vrea panica, asta e. Da, încă mai e aici. Nu! Iar nu mi-am luat kill-ul. Ha, și mi-am cheltuit toate... Mai am consumat toate resursele pe ăsta, mă. Iar nu mi-am luat kill-ul. Trebuia să am acum... Cât e greu? 5 kill-uri. Măcar mi-am luat damage. Deci țineți minte, trebuie să am și 5 kill-uri, nu 3. Nu-i corect. Hashtag Epic Games. Deci dacă ați ajuns până la minutul ăsta, să scrieți în comentarii să vă știu cine se uită până acum la, până la minutul 12.45. Cine nu dă până la final sau chestii genul. Să scrieți în comentarii Epic Games, vrem kill-urile înapoi. Așa trebuie să scrieți. Epic Games, vrem kill-urile înapoi. Pe bune, mă? A fugit ăsta. Salut, frate, dar vreau să mă duc în zonă.
Trebuie să am 7 kg acum, nu uit. Aaaa, doamne. Hai să iau ăsta. Acum pe final nu vreau să-mi iau falling damage. Oare de acolo n-aveam trape? Ba, cred că aveam trape, că voiam să-i pun trapelul ăla, dar nu nimeream trapele la faza aia. La kill-ul de dinainte-lul ăsta. Nu nimeream trapele, n-aveam trapele, frate. Bine, era și zidul de pe ăla, dar mă rog. Hai să ne ducem și noi pe partea aia. Dacă mi-au un snipe, te rog, omul, să nu-mi iau pe apare, pe bune. Nu-i frumos. Nu-i așa? Ok. I got you. A tulit-o. M-a lăsat pe mine să mă bag cu ăsta. Și vreau să stau aici să văd dacă vine ăla sau nu. Hai să jucăm și noi ca să facem win. Avem viață. O să iau ulamă și pe duci să mă duc. O jucăm mai safe, guys. Nu uitați, dați acolo pe butonul de like. Vreau să joc mai safe ca să nu fie ajuns până aici. Plus că e primul meci. Și mai neau. Ia uite-l pe cum se sparge pe panelul meu. Haide, boys. Na 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 na. Come on, na 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 na. Hai să ne mori lola asta. Și începe acțiunea, nu-i așa? Hai să dăm așa, să vedem care e situația. Și acum. Aha, l-am văzut pe ăla. Pe întrebare dacă m-a văzut el pe mine. E transpirat omul, e de acolo, n-are treabă. Băteți-vă pe voi, hai, băteți-vă. Băteți-vă pe voi, tu fac ce noi v-am zis. Hai că am drop aici. Dar n-am ce face cu drop-ul ăla. Ăla stă acolo jos. Deci tot apăs pe M sau cum n-ai ajuns până la tasta M, nu înțeleg. Băi, am luat și pe băieți, nu știu de voi. Mă, ce tese e meciul ăsta. Tactic gameplay, by the way. Oh my god. Era aproape să mor în zonă, guys. Și trebuia să am 8 kill-uri. Ta-da-da.
Care este oamenii ăsta a fost cu acest clip, vă mulțumesc că v-ați uitat, sunt foarte fericit și că mi-a ieșit un win, așa de simplu. Bine, nu chiar simplu, eram de câteva ori să mor. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați acolo pe butonul de like și pe subscribe și pe clopoțel și până la viitoare, v-am salutat, bye bye!